că durerea de stomac. Că am mâncat prea mult. E bună, e foarte bună. Friptura sau drobul de miel, ouăle, pasca și cozonaci fac parte din categoria mâncărurilor greu de digerat. O știu și femeile din satul Unirea, care însă nu au apelat la medicamente pentru digestie, fiindcă au alte leacuri. Să bei niște zamă de cureți, ca cei te puhăbește, niște ceai, aia te puhăbește, și până la urmă un cafea, dar fără de zahăr. E leac băbesc ăsta? Îi băbesc, nu-i băbesc, dar-i ominesc. Și de băut ați băut? Băut, beau și fântâna. Și nu vă trebuie leac? Nu, nici un leac. Hai câte un suc al amerei, câte o bere și să bați pe loc, să stai pe loc. Ciorbă, acrișoară e bună. No, bineînțeles, apă minerală, știu, o apă de izvor. Dar bineînțeles, ai gând să nu bei prostește. Și mâncarea trebuie uminește și băutura, tăteau rostul lor. Ceai de urzică, de ce? De păpădie și mai ceva. Ceai de săcăre. Și altul nu mai. Trece cu astea? Trece, dar să nu mai bei. După ce s-au cinstit cu vin din belșug, bărbații au găsit altă metodă să-și revină, tot cu câte un păhărel, pe principiul cui pe cui se scoate. Da. Vinul e bun. Apa minerală, un suc, dar nici acela nu prea e bun. Ceaiuri? Ceaiuri, deci alea, original, un par de jinar tare, iară cu scasela, cui cu cui se scoate. Câte un ceai, câte o bere. Păi tot cu alcool vă tămăduiți? Păi nu cu alcool, după diesel, alte, fără alcool, că este bere fără alcool. Aha. Nu. Și după țuică? După țuică, o e la deal. În satele din Bistrița, Năsăud, sărbătorile se termină odată cu cea de-a treia zi de Paște. De întâi mai, țăranii profită de obicei de vremea bună pentru a se ocupa de muncile agricole. După ce au mâncat drop de miel, sărmăluțe și frigide,